Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. Este o tragedie ce vă spun, dar chiar se întâmplă acum. Și indiferent la ce oră aș face această emisiune, indiferent din în ce zi a săptămânii mi-ar pagina-o în grila de programe B1 TV, aș putea să spun fără doar și poate se întâmplă acum. De ce? Pentru că începând de aseară, când am văzut prima oară știrea tot la B1, am rămas așa cutremurat să constat că în fiecare oră, asta era știrea pe care aseară colegii mei o dădeau pe post și o comentau. O comentau și pertinent și cu tristețe, dar și cu... Nici nu știu cum să-i spui. Cu sentimentul ăla pe care îl ai când nu mai poți face nimic. Când anunci ceva care este ireparabil. La fiecare oră, deci începem să ne cronometrăm. Este ora 18 și un minut. De acum înainte, într-o oră, 9 români pleacă din țară să-și caute de lucru afară. 9 români pe oră pleacă din Republică să muncească prin străini, să-i spele la popou pe italienii bătrâni, să culeagă căpșuni și ce mai au de cules în Spania, să fie slugi sexuale, să fie sclavi. În Italia, cum ați văzut că s-a întâmplat, a fost razia acolo și în sfârșit poporul prieten italian, carabinierii și controlele lor, au reușit și ei în sfârșit să vadă după mulți ani în ce sclavie sexuală și de muncă trăiesc femeile noastre prin Italia. Deci, odată la oră, ne uităm la ceas și ne zicem așa, băi prieteni, suntem cu 9 mai puțini în țară. De ce? Pentru că au plecat la muncă. Aceasta este știrea cutremurătoare. Știu că s-a mai discutat. Îmi spunea producătorul emisiunii, bă, tuturor, am mai făcut subiectul ăsta, l-au făcut toți. Da, bă, Alexandre, l-au mai făcut toți. Numai că pentru un astfel de subiect nu este suficient timp în toate televiziunile din România. Dacă n-am fi nemernici, ăștia din presă, dacă n-am fi năimiți pe bani mulți, n-am fi, mă includ, năimiți pe bani să facem tâmpenii, am bunul simț să spun noi. Deși eu și cei cu care muncesc eu n-au făcut asta niciodată. Dar nu vreau să mă exclud pentru că și eu sunt parte la această mârșăvie care dăinuie de nu știu câți ani în România. 20 de ani. Mai bine de 20 de ani. Doar în primii 2-3-4 ani, când inerția funcționa de după Ceaușescu, nu plecau românașii noștri din țară. După la sfârșitul anilor 90, după 97-98, tragedie maximă, adică 20 și ceva de ani, tragedie maximă, spuneau oficiali europenii că sunt 3.400.000 de români plecați legal afară la muncă. Da, corect, numai că europenii sunt oameni civilizați, mai civilizați ca noi. Ei spuneau datele oficiale. Neoficial în Europa sunt peste 5 milioane de românași de-ai noștri plecați în bejanie. În bejanie, ăsta e cuvântul. Cei care nu știu cuvântul sunt mai tineri să caute în Dex. Cei care nu știu ce e la Dex, să scrie pe Google, că Google știți că aveți telefoane, aveți terminale, Dex online. Deci românii au plecat în bejanie până ale țări străine să-și caute de muncă. Cine pleacă? Întrebare. Cine pleacă? Păi nu pleacă pensionarii. Nu, n-au motiv. Au muncit toată viețișoara lor și așteaptă pensia acasă să trăiască și ei niște bătrâneți frumoase și fericite într-o țară minunată. Nu pleacă proștii, că pe proști nu ia nimeni. Nu pleacă loazele și viermii, pentru că viermii și loazele stau în măr, stau aia, mărui aici. Nu pleacă. Pleacă tinerii cu carte, pleacă oamenii cu har, cu talent. Că e zugrav, că e zidar, că e faianțar, că e medic specialist chirurg, că e anestezist, că e inginer aeronave, că e IT-ist, că e ce vreți voi. Ce vreți voi? Pleacă 9 români pe oră, pleacă în bejanie. Lasă copii, lasă bătrâni, lasă femeie, lasă bărbat, lasă familie, lasă de izbeliște de multe ori familia. Uneori nu lasă, o ia cu totul și nu mai vin niciodată. Niciodată. Milioane de români, repet, nu pleacă oamenii cu probleme. A, bine, mai pleacă și ciorditorii, da. Mă, i-au plecat în 90, ei s-au adaptat imediat. Când s-au deschis frontierele, s-au gândit că e mult mai eficient să ciordești în metroul de la Paris decât în metroul de la București, unde te întâlnești cu alți 10 ciorditori care, de, pe același vagon, e complicat. Acolo s-au dus la Paris, metaforic vorbind. Dar nu la aia mă refer, că aia-s puțin, nu ne reprezintă. Ne reprezintă cele 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane de oameni, dintre care foarte, foarte mulți
cu carte și cu har, adică cu talent în meseria lor. O să spuneți, bine mă, a trecut emisiunea, poți să închizi că asta e știrea. Nu, stați un pic, că nu asta e știrea. Știrea v-am spus-o la început și o am să o repet obsesiv. Și acum timp ce vorbim noi pleacă, am zis, bă, nu e bun guvernul CDR. Niște nenorociți cu țărăniștii s-au dus la periferie, la rigola istoriei, au ieșit în politică. Bă, da, a venit guvernul Năstase. Mă, nu e bun nici guvernul PSD. Ok, niște nemernici postcomuniști, criptocomuniști, ăia sunt cu Iliescu, cu, da, cârpa caghebistă și cu ăștia. Bă, a venit 10 ani dinastia lui Băsescu la putere. Bă, nici dinastia lui Băsescu n-a fost bună, indiferent pe cine a pus la guvern. Indiferent ce guverne, că a fost varianta insolubilă, inodoră, incoloră și împuțită, aia pe care a recunoscut și el, dar mai elegant, că a făcut-o la Grifco cu Dan Voiculescu. Că a fost Boc, că a fost Ponta, tot omul, nu? Tot mandatul, da? Bă, n-au fost buni, au plecat oamenii. Au venit tehnocrații, au plecat oamenii. Astăzi citeam la știri la mine în redacție, colegii mei făceau o știre despre anul 2016, un an pierdut. Recunosc ăștia de la putere. Bă, sunteți idioți? 2016 a fost anul vostru. Nu a fost anul opoziției. 2016 a fost anul vostru, mă băieți. A fost anul PNL-ului, UDMR-ului, PSD, anul vostru al întregii clase politice care a luat păia cu frunte cu celor și i-a spus în capul, trebuie. Da? N-ați mărit. 2016 un an pierdut. Păi de ce l-ați pierdut, mă? De ce? N-ați spus voi guvernul Cioloș? Nu toți l-ați votat în Parlament? Mă rog, mi se pare că nu știu cine nu l-a votat. Cred că ia 8-9 parlamentari al lui Băsescu, cred. Bine, repet, în fiecare oră pleacă 9 oameni din țară. Am încercat așa, m-am străduit cât am putut pe ecran să pun și eu informații mai de colo, mai de colo, ca să încropesc o imagine, să nu vă fac să plângeți. Să nu fac pe nimeni să pună mâna pe cuțit să-și taie venele. Să nu fac pe nimeni să pună mâna pe telefoane să vorbească interminabil pe roaming în străinătate cu copiii, cu nepoții, cu soția, cu soțul. Este tragic. Este tragic. Țara asta este condusă de 20 de ani și mai bine de o clasă politică nemernică. Nu toată, ca să nu merg cu ei la tribunal. Mulți, mulți, mulți dintre ei, da? Care ce-au făcut? Nu i-au interesat și nu interesează nici acum când vorbim de faptul că România este în colaps din punct de vedere al materialului uman. Ce valoare poți să ai mai mare în țară decât omul care o populează, numit simplu român? Românii noștri pleacă la muncă afară. Am ascultat tot la colegii mei de la B1 de la știri, acum vreo 4-5 zile, făceau, filmau pe teren și montau admiterea la medicină. Bă, să băteau copila și ea să intre la medicină, 14 pe un loc. 1-4 pe loc. Adică 14 copii pe un loc. Mi-aduceam aminte nostalgic, bă, așa era și în vremea comuniștilor, așa era și în vremea mea, să luptau copiii foarte, foarte buni să intre la medicină. Numai că atunci să luptau și după facultate aveau repartiție, să duceau medic, la țară, la oraș, unde se duceau ei. Acum, fata pe care o intervievau colegii mei de la știri, spunea așa, da, mă pregătesc, cred că am să intru la medicină, era să vedea că e un copil cu știință de carte și dintr-o familie care au crescut-o și au școlit-o bine. Mă pregătesc în același timp cu facultatea și cu rezidențiatul, voi face intensiv germana. Bineînțeles, colega mea a întrebat-o în mod firesc. De ce? Păi, cum de ce? După facultate? N-a spus ea ca la mine în Sălăjean, Tireaua în Germania, dar a spus ceva, nu mai știu, plec în Germania. Adică medicină, stagiatură, devin medic bun și plec să fac bine poporul german. Da? Aseară a intrat, o să o sun, i-am promis că o sun, știam că azi o să fac subiect, Viorica din Oradea a intrat în direct cu noi. O să o auziți să vă cutremurați. A intrat și ieri, o să o sun eu, o să rog colegii să o sune. Oameni buni, nici nu știu ce să mai spun. Repet, suntem pe un tobogan care devine atât de înclinat, atât de abrupt înclinat, încât nu ne mai poate opri nimeni. Nimeni. Intri într-o fază de aia în care, ca la motoarele cu ardere internă, se face autoaprindere. Chiar dacă tu ești scos cheia din contact, motorul merge. Este un pericol foarte mare, așa se cheamă în termeni tehnici, autoaprindere. Aici suntem noi. Suntem pe un tobogan cu autoaprindere. Este foarte posibil ca într-un viitor previzibil, 5, 6, 10 ani maximum, tragedia să fie atât de mare, știu că aici o să se trezească toți imbecilii din somn, să zică că sunt propagandi și, da, o să fie atât de mare tragedia încât nu o să mai avem cine să muncească în țara asta și nu o să mai avem pe cine să dăm vina că nu mai sunt bani în țară. Nu mai sunt bani pentru nimic. Nu o să spun bani de pensii, repet, ca să nu trezesc
cretinoizii din Platumă, să-i lasă doarmă. Dar nu mai fi bandă nimic. Pentru că nu doar pensiile celor care rămân, că repet, pensionarii nu pleacă din țară săraci, n-au motiv, au muncit o viață aici și au dat viața pe baricadele României. Iar România trebuie să strângă bani pentru pensiile lor și pentru nivelul lor de trai și pentru spitalele lor și pentru tot ce au ei nevoie ca să ducă niște bătrâneți fericite, banii nu se strâng de la ei. Se strâng de la aia care muncesc, numai că aia care muncesc, muncesc acum în Austria, Germania, Anglia. Anglia, apropo, 2014 a fost o tragedie. La 1 ianuarie s-a deschis piața muncii. Până atunci românașii noștri erau geană pe căpșunăria din Spania și pe bătrânii pe care trebuie să-i întreține, să-i spele de sus până jos din Italia. E, stai să vezi că din 2014 s-a dublat numărul românilor care pleacă în Regatul Unit al Marii Britanii. Da? Și te întrebi, mă întreb, vă întreb, liniile telefonice vor fi deschise. Ce facem? Ăia să chinuie săracii ca vai mama lor, ca vai mama lor, 3 milioane și ceva în țările străine, printre străini, muncesc de le dă sânge pe nară, majoritatea banilor îi trimit în țară, unde nu ne ajută pe noi. Că dacă banii lor ne-ar ajuta pe noi, deși ei sunt cei mai mari investitori, miliarde de europeani îi bagă în țară, în curul nostru, aici acasă, nu banii lor nu ne ajută pe noi. De ce? Cu banii lor noi cumpărăm medicamente făcute în Republica Slovenă, cumpărăm brânză din Germania, din Olanda, cumpărăm roșii din Turcia, cumpărăm struguri și caise din Portugal. Băi, vă puteți imagina? Nu cumpărăm nimic românesc, că dacă banii lor ar veni în țară și am cumpărat măcar atât, am cumpărat produse românești, ai spune, bă, săraci, muncesc ei afară. Dar cu banii lor ținem economia națională. Nu, fraților, nu ținem nimic. Cu banii lor munciți afară, noi cumpărăm lucruri făcute tot afară. Da? Inclusiv celebra Dacia Logan sau ceia Duster. Mi-am luat, sunt patriot, mi-am luat Logan. Foarte frumos, e o mașină bună. Acum îmi pare rău, fac reclamă. Dacă vreți, dau 10 nume de mărci, dar CNA-ul sper să aibă un dram de minte. Eu nu pot să fac emisiunea Iurea în tramvai fără să spui ce ai de spus. Când cumperi o mașină făcută la respectiva fabrică, nu bagi bani în buzunarul României. Nu. Bagi o mică parte. Salariile ălora săraci, puține taxe, alea. Nu. Bagi banii în beneficiile, în preamărirea și gloria financiară a unui mare concern auto francez. Da? Orice cumpere aproape, orice cumpere în România, mă, și gaze, când dai drumul la aragaz cu banii ălora din diaspora, faci și tu clătite, faci sarmale, dai drumul la cuptor, încălzești apă, fierbi crembu și mănânci, faci un ceai. Gazele alea nu sunt ale noastre. Nu le plătim și facem buzunarele mari la bugetul României. Nu! Facem mari buzunarele la bugetul Austriei. Mă rog, la bugetul Federației Ruse via Austria. M-ați înțeles de ce mă înspăimântă? De ce mi se umflă vinișoarele ca la nebuni? M-a întrebat cineva azi, nu contează cine. Bă, dar tu de ce faci subiectul ăsta azi? Pe cine crezi că interesează? Bă, zic, sper să intereseze pe aia care, aproape toți în familie, au pe cineva plecat afară. Majoritatea rude, îi las prieteni, vecini, da? Au, mă, fiecare familie. Are pe cineva plecat afară, care se chinuie printre străini după o pâine mai albă și mai bună, pentru că ăștia fie i-au închis fabrica și l-au pus pe cursă, fie îl trimite la facultate și nu-i acordă niciun loc de muncă, fie îl trimite la liceu și când se termină și ia bacul, se duce direct la șomaj. Păi de ce se ducă la șomaj? De ce să-mi chinui eu copilul după 12 ani de carte să devină un șomer, adică să-l plătesc tot eu? Nu, du-te, tată, ia trenul, ia cursa, cum se cheamă, rata, ia autocarul și du-te, tată, până la Viena. Du-te, tată, până la Milano. Du-te, tată, până unde vrei tu, la Lyon. Du-te unde vrei și caută stată de muncă. Pentru că în țara ta n-ai nicio șansă. Sau ai o șansă foarte mică. Foarte mică. Termin prin a vă spune așa. Natalitatea scade. Populația României îmbătrânește. Nu vă bucurați. Nu. Nu îmbătrânește pentru că crește speranța de viață. Nu. Bătrânii noștri sunt mai șubrezi, mai bolnavi, mai săraci, mai lipiți de pământ decât au fost cu 10, 15, 20, 30 de ani în urmă. Populația îmbătrânește pentru că ea tineri pleacă și media, nu? Eu dacă beau cu două guri din acest pahar de apă, normal că scade apa. Nu scade apa pentru că s-a evaporat. Am băut-o, nu s-a evaporat. Așa și cu bătrânașii noștri. Ei rămân în țară, iar aia tineri care făceau ca media de vârstă a României să fie cât de cât normală, să nu fie o populație îmbătrânită, crește media de vârstă. Crește pentru că pleacă personalul. România activă pleacă. Rămâne poporul pensionar. Rămâne poporul care nu are ce face. Care nu produce. Care consumă.
și e normal să consume că au muncit o viață. Nici nu știu ce să vă întreb. Dacă e ceva de făcut, în principiu nu. Noi nu putem face nimic. Noi ăștia 17-18 milioane care suntem victime ale acestei crime. Crime cu premeditare și, cum să zic, o infracțiune continuată. Este o crimă continuată. Există în drept expresia infracțiune continuată, în formă continuată. Asta este, o crimă continuată. Un asasinat economic și social continuat de prin anii 90 până când am început emisiunea. Noi ce să facem? Ce să facem? Nimic. De ce? Fie pentru că suntem neștiutori, fie pentru că suntem dezinteresați, retardați adică, dezinteresați, fie că nu suntem nici retardați, nici neștiutori, suntem resemnați. Adică suntem ca Miorița. Da, bă, știu că ea doi vor să o omoare, dar nu fac nimic. O chem pe oaie, zic, vino, fă-mi cu auiță, să spun cum ea doi vor să o omoare. Oaia mirată mă întreabă, bă, dar de ce nu te duci să-l arzi pe ăla care vrea să te omoare? Nu, nu pot, nu. A, mai bine mă omoară, vezi când vine mama să-i spui că am avut o problemă, a căzut o stea la nunta mea și de-astea, știți? Aia e Miorița. Noi suntem un popor mioritic. Și ne, culmea că avem, nu era să zic inconștiența, avem tupeul, să fim mândri că suntem mioritici. Nu știu care popoare mai sunt mioritice. Poporul polonez nu e mioritic. Au pus mâna pe gheoagă de câte ori a fost față în față cu istoria și le-a fost greu și au rezolvat-o. Bine, nu vreau să instig pe nimeni, nu vreau să induc nimănui gândurile mele. Eu am ridicat o problemă. Dacă vi se pare interesant faptul că la fiecare ceas scurs în România, trecut pe acele cadranului, pleacă 9 români la muncă afară, bine. Dacă nu, putem să mâncăm, să chefuim, să bem. Sunt atâtea canale interesante, emisiuni de caterincă, de ștocăreală, de distracție, de cancan, de manele, de guță, de amurine, muritorul, fane, spuitor, de-astea. Avem! E plin, luați telecomanda și treceți repede și vedeți. Dacă vreți să discutăm despre faptul că ne ducem pe un tobogan de pe care nimeni nu ne mai înfrânează, vă stau la dispoziție, deschidem telefoanele, bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da, Nicolae. Vă salut, aici problema asta am discutat-o în urmă cu șeful Ofer și am făcut niște profeții atunci, că aici e vorba de un angrenaj, un sistem bine gândit, probabil că a fost gândit pentru toată Europa de parte socialistă când s-a prăbușit acel zid, acea cortină. Adică Occidentul care era îmbătrânit avea nevoie de forță de muncă, să sugă cât mai multă forță de muncă din partea estică. Aici a fost o chestie foarte bine gândită încă înainte de căderea lui Ceaușescu, probabil cu câțiva ani, ei făcuseră acest plan. Și în același timp, distrugerea industriilor estice, excepția care s-a pofinat, sau a fost și ea parte la această înțelegere între mai mari lumi. Iar faptul că... Nicolae, eu înțeleg, povestea ta e bine titluită. Eu vreau să te întreb așa. Noi nu înțelegem sau nu ne interesează? Aici este vorba de un plan făcut cu națiunea noastră, care în perioada comunistă a răbdat niște lucruri incredibile de la Ceaușescu. Bă, tu mă uși, te întreb eu, Nicolae, tu mă uși, te întreb eu. Poporul român are varianta, nu înțelege și atunci trebuie să îi se explice, sau înțelege și nu-l interesează și atunci trebuie să, nu știu, atunci chiar nu știu ce mai e de făcut dacă poporul român înțelege, dar nu este interesat de această problemă. E brasat. Poporul român e brasat. Nu mai pune sufletul ce face. El să supraviețuiască. El vece pe această chestie. Sunt linia treia a frontului. Păi bă, Nicoliță, tată, dacă e cu supraviețuirea, crede-mă că în ritmul ăsta, dacă ne pleacă toată forța de muncă activă, toți aia valoroși cu potențial, nu mai supraviețuiești că n-are cine să mai hrănească economia țării, prietene. Păi aici a fost... Targetul, ținta, să te distrugă economic, era varianta să te dezmembreze de la început. Sau varianta să distrugă populația, economia, bogățile. Prietene, asta este imagine, astea sunt imagini, cu puținul ce a mai rămas, să ia căutau în groapa glina de la gunoi imaginele de adineauri. Aici este puținul care a mai rămas în comerțul post-socialist. Nicolae, repet... Ne-a mai rămas puțin. Suntem pe final cu economia la capitolul material uman. Tinerii cei mai valoroși sunt pe cursă, sunt pe picior de plecare. Mă uit în jurul meu la generația 20, 25, 30 de ani, IT-iști, medici, instalatori, faianțari, gresie,
Ce vrei tu? Ăia care sunt buni au bilete la autocare să duc la autogara aia și sunt pe cursă. Să duc la trenul cursă de persoane la Intercity sau Treacu, să duc și pleacă. Să duc la ăia care sunt mai înstăriți, pleacă direct cu avioanele. Pleacă 85.000 de oameni, Nicolae, sunt estimați doar în anul ăsta că pleacă. Asta înseamnă un oraș mai mare ca Târgu Jiu, capitala Gorjului. Dau un exemplu pe care îl cunosc. Târgu Jiu n-are 85.000 de suflete. Are vreo 70.000. Ăștia toți pleacă anul ăsta din țară, prietene. Da, aici este foarte simplu de concurs finală. Deci în momentul în care le atiți în față o lege, o ordonanță, o chestie, 100.000 de oameni în stradă și zici, uite cum se implică și ce conștiință au românii, care e o falsitate, asta e o mare minciună. Cum a fost manipulată acea cantitate uriașă de oameni? Și zic, dacă mor din osoconiale 100.000 de oameni, din lipsă de medicamente, din toate nenorocirile astea de dechismă... Mersi mult! Mersi mult, Nicolae, mersi mult. Avem un grafic pe ecran, o să băgăm, îl am și aici în videoul. Uitați-vă așa, în mare, în anul 2007, atenție, în anul 2007, doar în anul 2007, un an în care la guvernare se afla o echipă extraordinară condusă de PNL, domnul Tăricianu, și susținut de Joană din Umbră și de PSD. Asta era alianța politică în 2007. România a pierdut peste 500.000 de locuitori. Vreți să auziți ce spun? În anul 2007, am luat un an și nu eu, am găsit și eu aceste date, că nu eu am făcut graficul ăsta, da? L-am găsit astăzi documentându-mă ca să fiu cât mai aplicat în ce vă spun. În 2007 România a pierdut 500.000 de oameni, da? Să pierzi într-un an 500.000 de suflete, asta spune despre țara respectivă numită România cel puțin două lucruri. Că este o bătaie de joc în clasa politică totală și un dezinteres total dacă îți pleacă 500.000 de oameni. Dă-i dracu, Doamne iartă-mă, să plece, mai bine că pleacă. Nu mai dăm la bani, nu mai dăm la... Pleacă să fie sănătoși. Asta spune mult despre ce s-a întâmplat cu economia țării alea în anii de dinainte, 2006, 2005, 99, 98. De ce? Pentru că ea 500.000 au rămas pe drumuri, au rămas cu foamea în gură și în suflet, pentru că nu mai aveau ce face în România, da? Și mai spune un lucru absolut incredibil pentru orice om sănătos la cap. Că cifrele astea atunci au fost ascunse. Cifrele astea în 2007 și în 2008 nu apăreau. Noi eram gazetar și atunci. Eram gazetar și nu apăreau cifrele astea. Uitați-vă cum a evoluat situația. În 2003... au plecat 150.000 de oameni din țară. În 2004, aproape 200.000. În 2005, 175.000. În 2006, aproape 200.000. În 2007, record absolut, 544.000. Adică Tăricianu și cu ea lui, cu Joană și cu ea, ori dormi liniștiți când văd cifrele astea, nu, vă spun eu, nici nu interesează. Nici nu îi interesează că în anul de guvernare al lor au plecat 500.000 de români. Și pe urmă, din ce în ce mai puțin, 300, 250, 200, nu știu ce, până când în 2004 s-a ajuns la 184.000, ca iertați-mă, în 2014, ca în 2006, da? Nu există an din 2003 până în 2014, în acești 11 ani pe care îi avem pe grafic, în care din România să nu fi plecat măcar 120, 130, 150 de mii, minim. Întrebare. Cu ce am pus în locul lor? Adunați ăștia care dau cele aproape 3,5 milioane oficial spuse de europeni. Cu ce i-am înlocuit? Cine dă bani la buget în locul lor? Cine virează bani la pensii în locul lor? Cine virează la asistență socială? Cine virează bani pentru spitale, pentru școli, pentru armată, pentru poliție? Cine? Pentru că ăștia de acelea muncesc afară, da? În fiecare oră de la Dumnezeu pleacă 9 dintre noi printre străini să-și caute de lucru și să își salveze viitorul. Bineînțeles, ei sunt cetățeni ai unei țări în care nu au viitor. Nu au viitor. Ei sunt cetățeni într-o Românie care se prăbușește. Iar cei care au minte și putere de muncă pleacă. Cei rămași acasă sunt fie neputincioși, fie neștiutori, fie cel mai grav, complici, tăcuți, majoritatea dintre noi. Nu suntem nici neștiutori, nici nu suntem neputincioși. Nu, suntem complici. De ce? Pentru că tăcem.
pentru că nu ne interesează ce fac PSD-iștii, ce fac liberalii, ce fac ungurii, acu ăștia lui USR-ul. Nu ne interesează. Lasă-mă că e bine. Păi e bine, mă, prietene, numai că, repet, motorul funcționează cu oamenii ăștia. Motorul acestei țări are nevoie de un combustibil fundamental numit material uman. Omul. Dacă n-ai omul, degeaba ai. Degeaba ai caroseria. Degeaba ai roți. Degeaba ai parbriz. Da? Bine. Dacă vi se pare că sunt prea patetic și duc lucrurile prea în scenarii tragice, puteți să-mi o spuneți în direct, băi, ești cu capul. Lucrurile nu sunt chiar așa. Și s-ar putea să, după o discuție serioasă, să recunosc, să admit și eu că sunt cu capul. Numai că, uitați-vă, scena aceasta în România devine de muzeu. Scena cu muncitori pe stradă. De ce? Pentru că nu mai sunt muncitori. Pentru că muncitorii noștri repară străzile altor țări. Îmi spune astăzi cineva foarte drag, vorbeam cu copilul meu, înainte să vin la redacție să mă apuc de emisiune, și îi spuneam, băi, Ioana, uite, ăsta e subiectul. Tata, or să plece și mai mulți. Și ea n-are ca mine 50 și, are 20 și. O să plece și mai mulți. Pentru că oricât ar pleca, nimeni nu caută să le creeze un loc de muncă, să le creeze o oportunitate sau să le creeze o condiție minimală. Și m-a întrebat, ai citit despre natalitate? Da. Ai văzut cât scade? Da. Ai citit despre creșe? Bă, n-am citit despre creșe, nu m-am gândit. Ea fiind femeie și probabil că, nu probabil, sigur își dorește și copii în viitor, ai citit despre grădinițe? Nu. Păi ea citește. Nu avem. Cum? Nu avem grădinițe, nu avem creșe, n-avem nicio condiție pentru femeie, bărbatul femeii în principiu n-are loc de muncă și atunci femeia, cum să facă pui? Cum să facă pui femeia în România? Și zice, bă, mai bine mi-o cos decât să fac pui. Pentru că dacă l-am făcut, trebuie să-l și hrănesc, nu pot să-l duc la stat. Da? Și atunci se întreabă statul român, jitiile astea care se numesc generic statul român, domnule, dar de ce scade natalitatea? Pentru că ne batem joc de femeile din România și pentru că nu le asigurăm niciun fel de condiție să fie mame? Oare? Bună ziua, sunteți în direct. Da, Dorele? Dorel, dacă nu închizi televizorul, n-am făcut nicio șmecherie dacă nu închizi sonorul. Bine, mersi mult. Închideți-l, Dorel. Ioana la Slatina, ești în direct. Condiția ca să vorbim trebuie ca televizorul sonorul să fie închis, pentru că altfel se face fenomenul numit microfonie, nu ne înțelegem absolut deloc. Zi, Ioana. Alo? Băi, am speriat atât de tare, am fost atât de dur, nu mai e nimeni pe film? Hai, Nargeș, la Vasile. Vasile, tu vorbești cu noi? Alo? Da? Să trăiți, domn Barbu. Cu respect. Dom'le, păi unde să ne mai... să stăm aici? Ce să facem? Să... n-avem unde. Pe 1000 de lei, cum se poate trăi? Păi hai să dacă plec. Dacă vreți să-mi spuneți noastră, cum se poate trăi? Nu se poate. Asta, Vasile, dar nu mă întreba, pentru că eu spun de când am început, mi s-au umflat venele spunând că nu se poate trăi. Pensionarii noștri nu pot trăi cu 200 de euro pensie sau 300 de euro pensie. Exact. Este bătaie de joc. Bravo. Da? Și guvernanții noștri ne râd în și își măresc salariile și își măresc. Asta este. Ei, primarii, acum le-au dat bani pe mână, ei își fac salarii cât vor ei, cât la noi cu interesează restul cetățenilor, că să trăiesc vai de mama lor. Da. Spune-mi după părerea ta, tu ai pe cineva în familie plecat afară? Da, am fost plecat chiar eu. Am plecat, am stat 7 ani în Spania. Și? Domnul Barbu, acolo e altă lume, alt trai. Cât am avut de muncă a fost bine, m-am retras acasă, mi-am făcut ceva aici acasă, în agricultură, dar este foarte greu. Eu n-am cui să luăm merele, n-am cui să le țin în beci, de toamna până primăvara, da. Și le arunc la... Da. Bine, Vasile, te întreb așa, după părerea ta, panta pe care ne aflăm mai poate să fie îndulcită sau ne vom scufunda cu totul și va fi una dintre marile tragedii ale României, plecarea populației în afara țării și în anii viitori? Domnul Barbu, ascendentă nu va fi tot pe pantă descendentă, vom merge cel puțin 10-15 ani de acum încolo și o să ne prăbușim ușor, ușor
că n-avem cum să înaintăm. Nu se poate. Foarte tare. E mișto, adică e bine. Gata, hai că ne-a resemnat. Dacă... Mersi, Vasile. După cum vedeți, plăcere să fiți. Da, mersi frumos. După cum vedeți, lumea sună să spună exact ce am spus și eu. Da, domne, e perfect, eu am fost, am plecat. Pleacă lumea, o să plece și în continuare. Nu știu, poate că eu vorbesc o limbă pe care numai eu o înțeleg, nu știu. 9 român pe oră pleacă din țară, cum bine scrie pe ecran, și nimeni nu iese în stradă. Nu am văzut piața guvernului, piața de la Palatul Victoria, plină de telefoane mobile cu lanterne, nu fac acum proces nimănui. Dar n-am văzut pe nimeni. Să iasă să întrebe pe guvernanți, clasa politică, parlamentarii. Bă, opriți-vă un pic, prieteni. Bă, ne pleacă frații, ne pleacă surorile, ne pleacă mamele, am părinții afară. Repet, nu am văzut pe nimeni să iasă pe stradă să întrebe în ultimii 20 de ani guvernarea, indiferent care a fost ea, bă, ce aveți de gând cu locurile noastre de muncă? Ce aveți de gând cu viitorul nostru? Nimeni! Din aia 18-19 milioane câți mai suntem pe acasă, nimeni nu întreabă nimic. E bine că sunt asistați social, e bine că au ajutor de la partid, e bine că au pensii crescute, e bine că au salarii din ce în ce mai mari. Întrebarea, îl urmăream pe premierul Mihai Tudose. Foarte, foarte bine, articulat vorbește omul. Stați liniștiți că avem bani. Bă, dacă are bani e perfect. Dacă premierul are bani e perfect. Eu am crezut în prostia mea că banii pe care premierul zice că i-are vin de la cei care muncesc. Și aia care muncesc, din ce în ce mai mult, muncesc în afara țării. Sunt mai mulți, atenție, sunt mai mulți care muncesc în afara țării decât în țară. În România astăzi muncesc la privați, adică produc la PIB, 3.200.000 de suflete. În afara țării, oficial, sunt 3.400.000. Deci România activă e mai mult afară decât în țară. Și Tudose vine și spune, ca și Ponta, ca și Tăricianu, ca toți premierii de în ultimii 20 de ani, stați liniștiți, stați liniștiți că nu-i problema, avem bani. E ok. Țara merge, avem mici probleme pe aici, pe acolo, dar așa, în general, lucrurile sunt pe un trend pozitiv. România are creștere economică. E perfect. Întrebare, cine produce creșterea economică? Da, Ilie, stai un pic la Arad la telefon, pentru că vreau să vedeți ce s-a întâmplat dimineață, că spuneți că lucrurile afară, da? Afară sunt... afară este Eldorado. Când te duci afară, mamă, ce am pus-o, ce salariu, ce... Vreau să vă spun că mai mult de jumătate din cei 3 milioane jumate de oameni care muncesc cu forme legale până ale țări străine, muncesc în niște condiții absolut dramatice. Dar sunt români care în Europa anului 2017 muncesc în sclavie. Ba mai mult sunt românce, mii de femei de ale noastre. Fete, mame, părinți... femei de ale noastre chinuite sexual de niște nemernici care le tratează ca în evul mediu. Azi dimineața a avut loc, sau azi dimineața cred, o descindere în ferme italienești, undeva în zona de sud a Italiei, unde cine credeți că erau victimele principale ale sclaviei și la muncă și la așternut? Româncele. Autoritățile din Italia au descins în peste 75 de ferme într-o operațiune de combatere a sclaviei, adică așa numitul sistem caporalato, prin care mai mulți muncitori racolați din țări subdezvoltate ajung să fie exploatați pe bani de nimic. Locul cu cele mai mari nereguli a fost o fermă de roșii din localitatea Ragusa, Sicilia, unde mai mulți culegători munceau câte 13 ore pe zi pentru numai 25 de euro. Iar pe lângă acest fapt, muncitorii erau cazați în niște magazii în care trăiau în condiții greu de imaginat. Potrivit site-ului La Sicilia, printre victime se numără 17 români, dintre care 12 sunt femei. La finalul perchezițiilor, polițiștii aveau deja 10 persoane arestate și alte 24 reținute. 4 ferme au fost închise, iar amenziile aplicate s-au ridicat până la 108.000 de euro. În operațiune a fost vizată și o româncă de 19 ani care era administratorul unei ferme italiene. Aceasta se ocupa cu aducerea forței de muncă din România și alte țări precum Africa. Pentru asemenea caz, oficialii italieni au adoptat anul trecut o lege care prevede pedepse cu închisoarea de la 1 la 6 ani, iar pentru fiecare lucrător angajat fără acte, amenziile sunt de la 500 la 1000 de euro. Da, Ilie, ești în direct, te ascult. Am onoarea să vă salut domnul Baru pe dumneavoastră și cei care ne ascultă. Domnul Baru, fiți drăguț și amabil, un minut acordați-mă atenția. La ce vârstă se iese la pensie în România? La 62 de ani.
femeile la 57 de ani. Vă rog să întrebați pe ministra muncii, pe doamna Olguța Vasilescu, cei care au ieșit în șomaj, și s-au dus să se angajeze. Până la ce vârstă angajează patronii? Vă dau un caz. Și dumneavoastră a copii și am o fată de 54 de ani. A fost în șomaj și tot mergând la patroni, adică prin telefon, i-a spus, doamnă, la vârsta asta de 54 de ani nu mai aveți aspect comercial. L-a rămas văduvă la 24 de ani cu 3 băieți. I-am crescut cum am putut. Vă rog să vă spun, acest oameni nu sunt condamnați la moarte. Eu sunt militar de carieră, dacă îmi permiteți. Am participat la construirea acestei țări. Ce măsuri a luat guvernul timp de 27 de ani? Vă spun eu, domnul Parbu. Au desfințat industria grea. Au desfințat industria ușoară. A desfințat Ministerul Sănătății, spitale, doctorii agonii. A desfințat școli. Bine, Și în timp ce ei făceau toate astea, că tu vorbești corect, așa este, ce spui tu, așa sunt. În timp ce făceau toate astea, poporul român, ce făcea, Ilie? Popor? Da. Poporul român ce făcea? Asculta minciunile care le spuneau domnii la în campanie electorală. Am înțeles. Mă mai repet și v-am mai spus și mă repet. În timpul campaniei electorale au stricat trei remorși de hârtii la tablă. Că să măresc pensia, că să măresc salariile, că fac. Că industria duce. Care industrie, domnul Barbu? Acum când vorbim, noi nu e niciun fel de campanie electorală. În 2017 nu... Ascultă-mă puțin. În 2017 nu sunt alegeri, bă, băiete. Nu-i nicio campanie, nu vine nimeni să ne prostească, nu vine nimeni să ceară votul nimănui. Eu te întreb, popor român în 2017, în care se estimează că vor pleca aproape 90.000, 80 ceva, 90.000 de români afară, toți cu studii superioare și medii, toți oameni foarte bine pregătiți. Poporul român, îți spun eu, vorba fiică-mii, bineînțeles că trebuie să plece pentru că aici n-au nicio șansă. De ce să stea aici când n-au nicio șansă? Înțelegi? Noi nu avem obligația să le creăm o șansă aici ca să nu plece? Ba da, dar unde? Bravo. Bună întrebare asta, da. Păi spunea dumneavoastră că nu sunt creșe, nu sunt grădinițe, școle pline de păduri, nu s-au desfințat. Vedeți dumneavoastră, unde să se mai duc acești copii mici, la grădiniță sau la creșe? Pe timpul nostru, de exemplu, serele din Grădiniște va avea grădinița și creșa lor, uzina de vagoane creșa și grădinița lor. Strumbul greza și greșenița lor, ăștia ce greșe și greșenița? La particular, la privat, acolo să duc, dar cine să duce acolo? Mulțumesc mult, Iliuță, mulțumesc mult, tată. Luăm pulsate 2-3 minute și ne întoarcem.